Salutare și bine la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. În episodul de azi vom continua cu meciurile din Skeleton King Launch Party. Vedem că am obținut deja două victorii și am creonat aici un deck destul de bunicel. Și hai să vedem dacă ne descurcăm cu el până la final. Poate de ce nu să câștigăm chiar acel emote cu acest deck. Hai să vedem. Începem cu Firecracker-ul din spate. Punem Skeleton King-ul în fața lui. Mother Witch-ul aici pentru acei beți. Punem Skarmie-ul pe... și ne luăm destul de mult de meci pe turnul din dreapta. Asta nu-i deloc bine. Suntem într-un mic dezavantaj în acest moment. Vom încerca să mutăm joc pe partea stângă. O să pun Bowler-ul din spate. Trimitem, bineînțeles, și Mother Witch-ul acolo. Și folosim un Firecracker aici să scăpăm mai rapid de acele trupe. Ok, scăpăm acolo de Tesla. Scăpăm și de Goblin Gang. Și reușim câteva hituri, reducem din diferență, de fapt chiar preluăm conducerea. Avem un mic avantaj. Punem minionii din spate. Și încercăm din nou cu Bowler și Mother Witch. Probabil va da Fireball-ul. Da, și ne ajută enorm porcii. Punem aici și eroul nostru și ne descurcăm destul de bine. Suntem destul de aproape de victorie și vom da din nou abilitatea dacă nu s-ar bloca jocul. Ok. Da, și reușim să câștigăm la limită. Era cât pe acest să pierdem din cauza acelei mici întreruperi. Bun, avem o nouă victorie. Ajungem la următorul reward. Avem aici 2000 de gold și următorul este un Book of Cards. Un Book of Cards rar, dar care, dacă îl vom colecta, se va transforma în gemuri. Cred că 1000 de gemuri, dacă nu mă înșel. Deci, haideți să vedem cum reușim să ne descurcăm în acest match. Începem din nou cu Firecracker-ul din spate. Spunem și... probabil Valkyra. În fața lui. Punem Skarmie-ul aici. Și Bowler-ul, bineînțeles. Reușim să scumăm de Skeleton acolo. Și trimitem Mother Witch-ul împreună cu Bowler-ul. Din păcate pierdem acolo împotriva... execuționerului. Dar rămânem încă fără damage. Doar acest freeze reușește să ne ia puțin din viață la turn.
Punem un Skarmin aici. Spunem și Skeleton King-ul. Împreună cu Bowler-ul din spate. Da, și era un moment foarte bun să ne dăm abilitatea. Din păcate n-aveam suficient elixir în acel moment. Aveam... Ar fi spanat maximul de scheletoni pentru că avea progress bar-ul acela pe full. Încercăm acum un atac cu Mad Witch-ul din spate. Spunem Valkyra plus Firecracker-ul și trimitem bineînțeles și Bowler-ul. Mad Witch-ul aici. Hai să dăm abilitatea, deși da, am consumat degeaba elixirul. Mai punem aici un Firecracker și avem nevoie de Bowler. Hai să vedem. Bun, se duce în fața trimitem și ok, scăpăm acolo de... nu scăpăm de execuționeri din păcate. Oh, ne-ar fi ajutat enorm pentru că ar fi devenit porc și ar fi atacat turnul. Ok, încercăm aici din nou un atac. De fapt, trebuie să rezistăm acestui balon. Bun. Ieșim binișor din acest atac. Se punem Valkyra și o să dăm și un Eros. Ok, nu reușim să scăpăm de execuționer. Se punem Skeleton King-ul aici. Și vom da abilitatea. Trimitem și minionii. Punem Bowler-ul aici și avem nevoie de trupe de aer. Firecracker rapid. Să nu ajungă pe turn acel balon. Oh, și ne-a rupt. 800 damage. Greu de crezut că vom mai putea reveni în match. Dar haide să vedem totuși. Dăm aici un Eros, dar cu toate astea reușim să ne întoarcem cât de cât într-un mic avantaj. Punem și Mad Witch-ul aici. Da, și avem o puțină șansă. Mai rămas 13 secunde, mai puțin de 13 secunde din joc. Dăm abilitatea. Și reușim la tiebreak să obținem, de fapt, reușim să-i doborâm turnul în ultima secundă și obținem o nouă victorie cu care vom colecta acest Book of Cards. Da, și vom primi în locul lui 100 de gemuri. Dar n-are rost să o folosim pentru că, vedeți foarte bine, nu avem gold ca să putem crește cărți. Am putea duce Valkyra cu wildcard-uri, am putea duce încă o comună. Dar nu avem gold pentru a o maxa. Bun. Mai departe, hai să dăm și ultimul match. Sper să obținem victoria. Și astfel să putem intra în adevăratul challenge. Cel care ne poate aduce un emote nou. Începem cu Bowler-ul din spate. Avem aici Mad Witch-ul. Da, și începem să spanăm polci. Ia bun Firecracker-ul, dar din păcate acest poison care ne cam încurcă planurile, l-am pus un pic la risc. Scăpăm acolo de... de Night Witch.
și da, un început destul de bun de meci. Un început destul de meci, meciuri care oricum sunt de încălzire, pentru că jucătorii buni care au reușit să termine sunt deja în următorul challenge, cel care ne poate aduce emote-ul. Hai să vedem cum gândim următorul atac. O să începem cu Bowler-ul din spate. Din nou, mergem pe aceeași rețetă din moment ce funcționează. Putea pune Madovich-ul aici și Firecracker-ul pe partea dreaptă. Dăm Eros-ul aici. Wow, mergeam un pic mai jos. Am fi atins și am fi prins și Skeleton Bomber-ul. Punem aici Minionii. Da, n-a fost o mișcare prea bună să-și dea abilitatea cu Valkyra acolo. Dar se pare că cu toate astea ne conduce. Punem o Skeleton King-ul și bineînțeles Madowitch-ul aici pentru a spana porcușorii. Trimitem Bowler-ul cu Firecracker-ul în față. O să dăm și un Eros aici. Ne dăm abilitatea și mai punem Madowitch-ul și ar trebui să-i scoatem turnul fără probleme cu acest push. Sau nu neapărat fără probleme, dar trebuie să-l scoatem. Dăm aici un Eros. Punem Bowler-ul. Dar, din păcate, nu se duce în fața mai dăm un Eros. Valkyra și în acest moment doar așteptăm cycle până la primul Eros și nu mai este nevoie. Reușim să obținem și a de treia victorie și facem 3 meciuri excelente în acest challenge. Bun, ne luăm și ultimul reward și putem deja juca la următorul challenge. Dar vom păstra meciurile de aici pentru episodul următor. Bun, înainte de a încheia, haideți să deschidem acest Royal Wild Chest în care vom găsi 9500 de gold, cărți, wildcard-uri epice, rare, comune și avem garantat un Champions, un card cu noua raritate. Bun, îi dăm deschidere folosind Key Chest și haideți să vedem. Sper să primim un nou erou. Avem 9500 de gold, 200 wildcard-uri comune, avem 55 de rare, avem 15 epice, avem bineînțeles o legendară și hai să vedem noul erou. Sper să fie Arcașa. Nu se poate. Avem din nou Skeleton King-ul pe care putem să-l facem de level 12, dar mi-aș fi dorit una nouă. În fine, asta este. Hai să o și maxăm, dacă tot o avem disponibilă. Ne costă 35.000 să o facem de level 12 și hai să vedem care sunt avantajele pe care le aduce în plus acest upgrade. Avem 230 la viață, 18 la area damage și 11 la damage per second. Băi, cred că merită, de ce nu? Oricum, mai devreme sau mai târziu le vom maxa, așa că haideți să facem acum acest lucru. Bun, și avem primul erou de level 12, primul și singurul de fapt pe care îl avem. Hai să deschidem și acest Giant Chest, să vedem ce găsim în el. Nu are mare lucru, din ce mi-amintesc, 3000 ceva de gold, are comune, rare și are și o epică, parcă la final sau nu, nu are deloc. Da, bun. Băi, cam atât cu episodul de azi.
Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!